aerul condiționat rămâne cel mai mare aliat al românilor în lupta cu vremea caniculară, chiar dacă facturile la curentul electric au explodat. Cererea pentru astfel de aparate este imună la crize. Distribuitorii abia mai fac față, oamenii și-au schimbat însă obiceiurile de cumpărare. Acționează și achiziționează produse cu un consum energetic redus pentru a mai economisi la facturi. Sub valul de căldură toridă care a lovit România, oamenii plătesc din greu pentru fiecare strop de răcoare. Prețul record la energia electrică nu-i determină însă pe oameni să scoată din priză aparatele de aer condiționat. Deci cu cât vi s-a mărit factura de când ați început să folosiți în acest sezon aerul? La 1 milion și ceva. Mai mult, 100 de lei? Mai mult, da. Trebuie să o folosești, că la bloc nu am, la vile, la astea, la astea, stai... Soluția, mai puțin. Mai puțin și să fie mai eficient. Cu aproximativ 20% mai mult plătim față de anul trecut pentru energia electrică pe care o consumă aerul condiționat. Asta înseamnă că o utilizare medie de 6 ore pe zi aduce la o factură aproape cu 200 de lei în plus. Cu toate acestea, cererea pentru aparate de aer condiționat este din ce în ce mai mare. Sunt în ce în ce mai mulți clienți care vin în magazine, ne solicită să livrăm rapid, să instalăm la fel de repede. Sunt în ce în ce mai căutate aparatele de aer condiționat, mai ales că vremea e foarte călduroasă. Cele mai căutate aparate de aer condiționat sunt cele din clasa energetică A++, atât cu sistem de răcire cât și de încălzire. Acestea consumă chiar și cu 20-30% mai puțin curent electric față de cele din clasa energetică următoare. Și firmele de montaj abia mai fac față solicitărilor, iar cele de distribuție au depozitele pline. Încercăm să rezolvăm toate solicitările în timp util, dar programările s-au dus undeva la 2-3 săptămâni în acest moment. Specialiștii recomandă aparatele de aer condiționat cu inverter. De asemenea, pe lângă puterea în kilowatts, clienții ar trebui să fie atenți la tehnologiile pe care le încorporează aceste produse. Toată apa și murdăria rezultată pe schimbătorul de căldură se scurge în tăvița de condens și se elimină afară pe traseul de condens. Practic, se efectuează o curățare automată a schimbătorului de căldură. Câteva criterii basic ar fi capacitatea, eficiența energetică și foarte, foarte important în zilele noastre, sistemele de filtrare. Ce și în ce fel ne protejează echipamentul de aer condiționat de eventualele pericole din interiorul casei noastre. Vineri începe și etapa în care se generează vouchere pentru aparate de aer condiționat în programul Rabla pentru electrocasnice 2022. Important e clientul să intre, să-și obțină acest voucher, să ajungă în magazine unde poate să-l utilizeze la aparatele de aer condiționat care se încadrează la clasa de consum. Voucherele sunt de 400 de lei, iar clienții trebuie să dea la schimb un aparat de aer condiționat vechi.